Domnilor, începem în această seară de vară o nouă emisiune la Radio Zestrea Pecica, o emisiune dedicată sportului pecican în proporție de 100%. Eu sunt Dan Pata și alături de mine în studio invitat domnul primar Petru Antal, primarul orașului Pecica, care ca și pregătire de bază este profesor de sport. Probabil majoritatea pecicanilor cunosc lucrul ăsta, a și jucat, nu? A și jucat în anii 90 la echipa locală și, dacă nu mă înșal memoria, și a antrenat nivel... Bună seara, domnule primar, bine ați venit! Bună seara, tuturor! Înainte să facem o precizare, emisiunea este transmisă, ca de altfel și toată transmisia postului de radio Zestrea Pecica, în direct online, pe pagina de Facebook. O să puteți să comentați la postare. Așteptăm întrebări pentru noi, pentru domnul primar în special. O să distribuim postarea în mai multe grupuri, astfel încât cât mai mulți pecicani să poată urmări și să adreseze întrebări. O să avem, de fapt, o discuție liberă despre tot ce înseamnă sportul din Pecica. Vă propun să începem cu performanța foarte frumoasă reușită de Progresul Pecica, echipa locală, care după ani de zile de încercări a reușit în sfârșit să ajungă în Liga a treia. Chiar îmi amintesc momentele de început, când a început chiar de jos, de la Liga a șasea, exact. Și a ajuns frumos, iată, după a doua încercare, a ajuns în Liga a treia. Cum ați simțit această performanță și ce va urma? Noi, anul trecut, înainte de începerea campionatului în Liga a patra, am avut o întâlnire cu sponsorii, cu conducerea echipei și am hotărât că vom ataca promovarea, în primul rând câștigarea campionatului, după care să încercăm să câștigăm și barajul și să mergem un eșalon mai sus, în Liga 3-a. Liga 3-a care este deja condusă de Federația Română de Fotbal și nu de Asociația Județeană de Fotbal. Exact. Iar acest vis s-a și îndeplinit. Am câștigat campionatul, între timp am câștigat și Cupa României. Da, un lucru foarte bun de menționat, o să revenim este foarte importantă și Cupa României. Și am și câștigat cele două meciuri de baraj. 2-1 acasă cu Hațeg și în deplasare am câștigat 1-0, așa că ne-am calificat și ne-am promovat în Liga a treia. Este o performanță importantă pentru localitatea noastră. Ultima oară când am jucat în Liga 3 a fost în 2004-2005, sub denumirea de Vest Petrom Pecica. Trebuie să precizez că în același timp aveam două echipe, aveam Vest Petrom Pecica care juca în Liga 3, iar în campionatul județean exista deja Progresul Pecica. Noi ne-am reînființat în 1998, în Liga 6 am început și treptat în fiecare an am urcat până în Liga 4, după care după un an am retrogradat în Liga 5 și după câțiva ani am revenit în Liga 4 și de atunci tot în Liga 4 am fost. Într-adevăr, în ultimii ani am încercat de două ori să promovăm, am ajuns la baraj, putem spune chiar de trei ori că am avut un meci sau o dispută foarte mare cu UTA, dacă mai țineți minte, UTA când era în Liga a patra și nu am fost departe să câștigăm noi campionatul și să mergem noi la baraj. De chiar îmi amintesc meciul de acasă, de la Pecica, 3-0, în care vreo 4.000 de spectatori, dacă nu știu, așa este, a fost foarte mulți. A fost un meci frumos, dar n-am reușit. Spre norocul celor de la UTA au câștigat ei campionatul și au și promovat atunci în Liga 3, după care... Pe deplin meritat. Sigur, aveau cea mai bună echipă și după care au promovat în Liga 2, unde sunt și acum și sper să încerce să promoveze Liga 1, să mai lase locul unei alte echipe din județ Arad să promoveze în Liga 2, cum de altfel și Lipova a încercat anul acesta și nu a reușit.
Am avut pe FC Ineu, tricotaje Ineu, cum s-a denumit în Liga a doua, a fost o perioadă frumoasă, dar chiar mi-amintesc că asta vreau să precizez, mi-amintesc că perioada, hai să-i spunem, de glorie a Vespet Romului din Pecica, când avea și o susținere financiară liniștitoare, ca să spunem așa, chiar am participat la ultimul meci de campionat și la, era la stadion, masa de după cu jucătorii, în care domnul Boric, pe care cred că nu are nevoie de o prezentare, spre surprinderea generală, dar nu neapărat, a anunțat ca și obiectiv, ca și o rugăminte, promovarea în Liga a doua. Atunci veneam la aproape toate meciurile de la Pecica, chiar mi-amintesc acea zi, și a spus, băieți, vrem să, totuși, haideți să încercăm să promovăm. Nu se știa ce va urma, a urmat colapsul, din păcate. Așa. Dar totuși, să continuăm despre fotbal, fotbalul are o tradiție frumoasă și importantă în Pecica, la un moment dat, chiar în trecut, a avut chiar trei echipe, dacă punem Speranța Turnu și CS Sederhat, chiar nu am acel campionat. Și anul acesta a avut două echipe, din păcate Speranța Turnu a retrogradat. S-a clasat pe penultimul loc, da. Dar a rămas în Liga 4. Acest lucru. De ce bine? O echipă în Liga 3, o echipă în Liga 4. Ce din câte, vă rog să mă corectați dacă greșesc, sigur, că Progresul Pecica este practic susținută de comunitatea locală de oameni de afaceri, un grup de oameni de afaceri și primăria cum se implică în... Sigur, ambele echipe sunt susținute de mai mulți oameni de afaceri și la turn avem niște oameni sufletiști la care îl place fotbalul și investesc în fotbal, dar la fel și la Pecica, într-adevăr la Pecica sunt mai mulți și mai darnici, dar ambele echipe sunt susținute și de Consiliul Local, în fiecare an depun proiecte de finanțare nerambursabilă, ambele echipe sunt ONG-uri și au acest drept și primesc finanțări pentru unele cheltuieli și din partea Consiliului Local, dar în principal sponsorii și oamenii care conduc aceste două asociații sportive sunt cel mai implicați în conducerea și în activitatea celor două cluburi. Doamnelor și domnilor, repet pentru cei care au ajuns să ne urmărească mai târziu, dacă aveți întrebări pentru domnul primar despre sport, chiar dacă și sport fără politică nu merge în ziua de astăzi, da, puteți liniștit la postarea principală, la Radio Zestrea Pecica, o să încercăm să vă răspundem dacă avem informația necesară, oricând, să profităm de prezența domnului primar, pentru că va fi, oricum mi-a promis că va veni de fiecare dată când va putea la această emisiune. Să trecem mai departe. Tot la fotbalul pecican. Este sportul rege. Foarte mulți părinți își doresc să-și dea copiii la fotbal. Eu am observat, există destul de puține informații, adică mai ales în mediul online, nu prea știi unde, cu cine să vorbești, cu cine să iei legătura, de aceea o să încerc în viitor acel grup despre care o să vorbim mai târziu, o să transformăm în Pecica Sport și o să punem acolo toate informațiile legate de toate sporturile, unde se poate practica, unde se poate, cu cine să ia legătura, așa mai departe. Ce intenții există, dacă puteți dezvolta, despre viitor, referitor la baza sportivă, la echip, ce știți din informația dumneavoastră, ce intenție are conducerea clubului pentru sezonul următor, chiar putem discuta și inclusiv de Speranța Turnu, și ce investiții ar urma, pentru că, vedeți, Liga 3 este cu totul altceva, îți trebuie un teren de antrenament, îți trebuie medicație, îți trebuie foarte multe lucruri care necesită o bună desfășurare a activității. Așa este. Noi deja am luat legătura cu Federația Română de Fotbal, adică mai precis conducerea clubului, dar informațiile chiar astăzi au ajuns și la mine. Într-adevăr, Federația Română de Fotbal impune niște
reguli pe care trebuie echipele din Liga 3 să le îndeplinească. Noi am analizat deja astăzi toate cerințele federației și consider că o mare parte din aceste cerințe sunt deja îndeplinite, iar cele care încă nu sunt îndeplinite, în decurs de 5 săptămâni, ca 5 săptămâni este termenul de finalizare a dosarului pe care trebuie să-l depunem pentru omologarea stadionului, îl vom realiza, că nu sunt lucruri imposibile, mai ales că am văzut în Liga 3-a... Și practic și la Liga 3-a trebuie omologat. Da, sigur. Pentru Liga 3-a, da. Terenul este omologat în acest moment pentru Liga 4-a, dar fiind cerințele mai mari în Liga 3-a, mai trebuie să îndeplinim niște condiții și în 5 săptămâni se va omologa și stadionul Răpecica pentru jocurile de Liga 3-a. Mă, ca și o paranteză, părerea mea că la ce văd prin țară, Pecica are condiții de Liga 2. Exact, nu de exact Liga acest 3-a. Lucru am vrut să vă spun, mai ne-am întrerupt în discuție. Am văzut în Liga 3-a baze sportive care greu se ridică la nivelul Liga 4-a. Și consider că federația ar trebui să impună la toate nivelurile, mai ales la Liga 3-a, să impună niște reguli. Dacă nu îndeplinește acele condiții, nu poate juca sau să joace pe un alt stadion, unde îndeplinește condițiile cerute. Mai ales că noi ne-am îndeplinit sau ne vom îndeplini aceste cerințe și ar fi anormal. Noi îndeplinim acele cerințe și investim niște bani, iar alte localități să joace într-o bază sportivă sau la o bază sportivă sub mult mai jos. Îmi cer scuze, vă mai întrerup o dată, pentru că cred că este o precizare bună de bine de menționat. Județul Arad, de fapt AJF Arad, reprezintă un model de succes în fotbal românesc la ora actuală. Din ce am citit, pentru că nu putem să ne comparăm de terenurile de care ați spus sau alte cluburi de care ați spus, pentru că județul Arad este un pic peste multe alte din țară, atât ca și bază materială, dar și ca și organizare. Știu că a fost dat exemplu, din care am citit, a fost dat exemplu Asociația Județeană de Fotbal ca și model de urmat și pentru alte asociații județene. Deci, practic, noi suntem într-o zonă privilegiată din acest punct de vedere. AJF-ul are o conducere bună care a activat și a jucat fotbal. Adi Lukács, care este președintele AJF-ului, a cunoscut de multă vreme sau cunoaște de multă vreme acest fenomen și a impus un target, nu numai în cadrul colegilor din AJF, dar și în cadrul cluburilor de la Liga 4 până la Liga 6. Și cred că acest lucru este foarte important de știut. Și se vede. Și bineînțeles că se și vede și ar trebui să ia exemplu Federația Română și celelalte asociații județene de fotbal ca drept dovadă că la RAD se poate face performanță și la nivel județean. Și probabil va extinde și la nivel de copii și juniori, unde chiar așa este. Așa este. Oricum, campionatele de copii și juniori în Arad sunt foarte bune și cred că una dintre cele mai importante pepinere de juniori, copii și juniori are Aradul, județul Arad, pentru România. Mai ales că acum chiar avem și doi la națională, pe Țăgudan și pe Man, și consider că și Adrian Petre, mă scuzați că am uitat, sunt trei jucători care au ajuns în decurs de 5 ani la Naționala României și la cluburi importante naționale sau internaționale și consider că acest lucru se va vedea și în viitor, mai ales că avem în județul Arad și mai ales în Arad cluburi foarte bune pentru copii. Avem pe Brășovski, avem UTA, avem Viitorul, avem Atletico care a adus și UTA, adus foarte mulți jucători. Exact. Tot timpul a avut, mai ales în ultimii ani, sunt destule cluburi, inclusiv pe defuncta Telecom, aș menționa, care a jucat o finală de campionat național. Și UTA, cu Feritisa. Deci avem de unde alege copii și juniori și avem de unde și trimite la național. Practic, această organizare, iată, dacă tot vorbim de infrastructură și lucruri făcute cu cap, iată, a dus câte promovări, nu? Că avem deja 5 echipe în Liga 3-a. Măcuș devine Liga 3-a Arădeană. Așa este. Vreau să vă precizez că și noi de câțiva ani investim și timp și bani în copiii noștri la fotbal și avem în acest moment 4 echipe de copii
la diferite vârste. Cea mai mică vârstă, copii născuți în 2012-2011, și avem și juniori care reprezintă echipa Progresul Pecica la nivel de județ, fiind în Liga 4-a, și este nevoie de echipă care să reprezinte localitatea și la nivel de junior. Și consider că în ultima vreme chiar ne-am dezvoltat, avem antrenori, avem un manager bun pe Ciprian Mogo și antrenori foarte buni la copii pe Nelu Flenchi, pe Șoani Sep, pe Tibi Barbu, l-am avut pe Emil Burtic o vreme, pe Cosmin Țălan, toți fost jucători la fost Progresul jucători. Pecica în anii 90, care înaintând în vârstă s-au lăsat de fotbal și au revenit la echipă, la club, ca și antrenori. Și mă bucură foarte mult. Avem la junior pe Mișu Grozav, care a fost portarul UTEI în anii 90. Și campion național și cu Romvest. Exact. Deci eu zic că la Pecica vom putea face într-adevăr un fotbal curat, frumos, adevărat, cum s-ar spune. Bun, și acum să spunem că un părinte dorește să-ți dea copilul la fotbal. Practic o să meargă la stadion sau, mă rog, o să iau informațiile, o să chiar vin în fața dumneavoastră cu rugămintea, în special pentru profesorii de sport din Pecica, antrenorii, de toate disciplinele sportive, să luăm legătura online sau sub orice formă și atunci, astfel încât pecicanii, părinții să aibă toate informațiile într-un loc, să știe unde să-și ducă... Fiecare grup are pagină de Facebook și acolo antrenorii sau cel care administrează pagina le răspunde. Pot să pună întrebări. Și în cel mai scurt timp vor primi răspunsurile dorite. Să profităm de tehnologie. Indiferent despre ce este, indiferent că părintele vrea să înscrie copilul la fotbal sau doar să întrebe ce vârstă trebuie să aibă copilul ca să poată juca la acea grupă. Vă propun să revenim la discuția inițială. Da. Am vorbit de copii. Practic, ce urmează la nivel, la nivel de echipă, din ce știți, care sunt dorințele, bănuiesc că... Este clar că dacă tot au ajuns în Liga 3, nu o să dorească doar o clasare modestă, bănuiesc. Și pentru baza sportivă, ați spus de tot procesul de omologare și așa mai departe, dar dacă există programate pentru viitor investiții în acest sens? Bineînțeles. Noi, după ce îndeplinim în cele 5 săptămâni cerințele federației ca să se poată omologa terenul, ne-am propus ca în viitor, începând de anul acesta, să facem mai multe investiții în infrastructura bazei sportive. În acest moment avem un teren principal pe care se joacă meciul de campionat. Avem un teren de rezervă, terenul 2, cum spunem noi. Acolo se pot juca meciuri până la juniori, deci terenul este omologat pentru copii și juniori, și avem un teren mic pentru copiii cei mai mici sau cei care doresc să joace fotbal dintre persoanele care vin din plăcere. Vin din plăcere, exact. Terenul 2 vrem să-l extindem, să-l mărim. Avem loc unde să mutăm gardul și să facem un teren mai mare și dorim să facem un teren sintetic, cu nocturnă, unde și echipa mare, dar și copii se vor dimensiuni putea... competiționale? Exact, exact ca și pe la Arad, unde joacă UTA meciurile amicale. La Arad sunt două sintetice, Motorul și Șega. Mai nou, da, și la Motorul s-a... Da, dar la Șega e chiar un... Exact ca și la Șega, okay. Am dorit să facem cu nocturnă și acolo vor putea să se antreneze și copiii, dar și echipa mare, mai ales că vor fi perioade când e mai plăcut sau e mai potrivit să faci antrenamentul seara, când nu este perocoară, când nu este așa de cald, în perioada iunie, iulie, august. Sau din diferite motive, mai ales că sunt unii jucători care vor fi încă angajați, deci vor lucra în timpul zilei și după masa vor veni la antrenamente. Și atunci seara este mult mai potrivit pentru toată echipa să-și desfășoare antrenamentele, să facă antrenamentele în nocturnă. De aceea cred că va fi o investiție importantă. Acesta și practică. Este și viitorul. Altfel ar veni și microbistul, pentru că Pecica chiar are microbiști, adică chiar mi-amintesc că meciurile din Liga 3 din trecut, chiar și Liga 4, unde se juca, mă rog, nu neapărat cu stadionul plin, dar un număr de câteva sute de spectatori se adunau. Sigur.
Da, chiar acum mi-am adus aminte de acel meci celebru, că vorbeam acum să vin de la una la alta, da. Să spunem pentru cine, poate cine nu știe, Progresul Pecica, pe lângă că a promovat în Liga a treia, a câștigat și Cupa României la nivel de județ. Asta înseamnă că s-a calificat într-o fază superioară a Cupei României, o competiție foarte frumoasă, de altfel, o competiție a surprizelor. Să sperăm că vor reuși să ajungă cât mai sus și de ce nu să aducă măcar o echipă de Liga întâi la Pecica, pentru, așa cum au reușit și alte echipe din județul Arad. Să jucăm cel puțin vreo 6-7 meciuri în Cupa României. Ar fi frumos. Vom fi acolo în optimi. Da, ar fi frumos. Da. Nu se știe niciodată. Vest Petromu a jucat optimile cu Steaua București la Pecica și, dacă vă aduceți aminte, în anii 90 am avut în jur de 6-7 mii de spectatori. Da, în acel moment nu era încă construit așa de un stadion așa de mult și țin minte că și pe acoperiș și pe copaci și în copaci și peste tot au mai s-au făcut practic erau și peluzele, s-au făcut peste noapte, în câteva zile s-au construit peluze, incredibil. Deci a fost, se poate realiza și în acest moment un astfel de iată, vis. Avem și o primă întrebare, domnul Cristi Faragon întreabă dacă la tur nu se mai face stadionul. Sigur. Proiectul tehnic este finalizat. Urmează licitația pentru lucrare și probabil în următoarea perioadă se vor începe lucrările. Sigur, va fi un stadion frumos făcut. Și la turnul, noi trebuie să divulg un mic secret. Vrem în viitor ca echipa din turnul să fie echipa de satelit a Progresului Pecica. Jucătorii care nu pot juca în Liga a treia din diferite motive, sigur, se vor putea antrena și juca în Liga a patra la Speranța Turnu, care am dorit să fie echipa satelită a orașului. Ar fi frumos și e și bine la că fel ar putea crește jucători din Turnu, din echipa de la Turnu, să ajungă în Liga a treia. Absolut, copiii și juniorii sunt foarte importanți, cel puțin tot timpul am fost atent la acest aspect și îl consider de bază pentru orice club care dorește să fie serios. Și dacă ne uităm în străinătate, nu mai departe de Ungaria sau Austria sau așa mai departe, unde un club de ligă inferioară are și terenul de antrenament cu nocturnă, are grupe de copii și juniori, echipa a doua evident există și așa mai departe. Aș continua mai departe să vă spun despre baza sportivă. Da, acolo era întrebarea și am zis, haideți deci terenul 2 discutăm. Va fi lărgit și vom pune suprafață sintetică, cu nocturnă, bineînțeles, niște tribune ca părinții care vor urmări și nu numai depinde ce meci este acolo, să aibă condiții bune de vizionat. Și echipa mare, dacă este vreme nefavorabilă și nu va putea juca pe terenul întâi, va putea juca pe terenul sintetic și meciuri amicale sau chiar meciuri de campionat, dacă nu se poate juca pe terenul întâi. Sunt omologabile. Sigur, vom omologa și acel teren și vom putea juca meciuri de campionat și pentru copii juniori sau seniori. Vom face niște tribune și acolo și, bineînțeles, tribunele mari de la terenul mare le vom acoperi, ca spectatorii să poată urmări și dacă plouă și dacă ninge și dacă e soare, să fie protejați de intemperii în orice moment. Iar, bineînțeles, vom amenaja și parcări pentru mașini, multe parcări, că am numărat așa aproximativ, am avut în jur de 300-400 de mașini la meciul de baraj și norocul nostru că am reușit să ne organizăm cu poliția locală și i-am înșirat în așa fel încât să nu fie parcat la meciul cu UTA, de parte, mai bine mergeam fără mașină. Aglomerație foarte mare. Vom amenaja parcări și, bineînțeles, vom asfalta și drumul care leagă baza sportivă de strada 2 și cred că aceste investiții în câțiva ani vor da și o atmosferă de Liga 3, cel puțin de Liga 3. Deja vorbim de Liga 2, la ce vorbiți dumneavoastră acolo, pentru că la așa condiții, chiar nici când era în Liga 3, Vest Petromu nu a avut condiții nu așa era de bune. Așa ceva. Nu. Adică avem sistem de irigare, probabil că o să modernizăm și sistemul de irigare
Și bineînțeles, mai vrem să facem și acel teren 3, terenul mic, să-l facem de teren sintetic, unde și copiii mici și când vor fi mai multe antrenamente în același timp, să-i putem împărți. Sunt momente când mai multe grupe de copii au antrenamente într-o zi, aproape în aceeași perioadă și cam greu ne descurcăm. Mai ales că atunci are și echipa mare, antrenament și toată baza sportivă e plin de jucători, de fotbaliști. Sunt convins că investițiile aduc rezultate, mai ales că ați vorbit de baza materială, există și baza umană, așa este, formată de antrenori, care este sunt foarte peste 120 importantă. 120 de copii care sunt înscriși în diferite grupe. La echipa mare avem peste 20 de jucători, juniori la fel, peste 20 de jucători. Eu zic că la Pecica se face, într-adevăr, deja fotbal. Perspectivele sunt frumoase, mai ales există un antrenor de valoare. Domnul Stupar nu are nevoie de nicio prezentare. Pe mai departe, inclusiv tot stafful clubului este bine, să spunem, bine ales, bine proporționat, fiecare știe ce are de făcut, au muncit foarte mult ca să ajungă aici la Liga 3 și mai departe sunt convins că se vor descurca, pentru că cu așa susține din spate nu ai cum să, da. Să nu obțin, avem, să nu vină rezultatele. Avem antrenori foarte buni, avem manageri și jucători. Și bineînțeles, asta am vrut să vă spun, jucători, și pe această cale vreau să și felicit și jucătorii, conducerea, antrenorii, toți care au contribuit în a promova progresul Pecica în Liga 3. Este foarte important de știut, toți au pus umărul, toți au muncit foarte mult ca să promovăm Liga 3. De aceea, felicitări pentru toți. Și este bine că se întâmplă acest lucru, aș remarca, pentru că, așa cum spuneam, Pecica întotdeauna a avut un grup destul de mare de susținători ai fotbalului și a echipei locale, care în anii 90 eu îi vedeam, mergeau și în deplasare cu echipa, Aurul Negru era la nivelul anii 90, la nivel de județ, deplasări, galerie și nu erau ca acum, exact. Mergeam cu diferite mașini sau vehicule chiar semi-descoperite sau remorca de tractor legată la un tractor cu un fel de, se spune, autobuz, microbuz, remorcă de transport persoane. Ne-am dus și cu bodoancă de tractor în care ne-au îmbarcat cei de la CAP, că atunci ceream, anii 80, ceream ajutorul de la CAP-uri, de la cooperative, de la tot. La cine putea. Și nu erau condiții ca și acum, cu autobuze cu aer condiționat și condiții formidabile și la vestiare și la baza sportivă, deci nu se mai poate compara ce a fost în anii 70, 80, 90, da, cu perioada de acum. Suntem totuși în 2019, lucrurile care mi-ați menționat dumneavoastră și care vor urma, teren sintetic, care, deși am foarte mulți prieteni din domeniu care au spus, dar ce să facem, că la noi fotbal pe sintetic, din contră, terenul sintetic deja este cam obligatoriu să-l ai. Sunt terenuri și în țară, dar am văzut în străinătate, am văzut în Finlanda, Norvegia, doar pe teren sintetic, da, joacă. Da, bine, aici m-ați atins, pentru că eu urmăresc intens campionatele nordice, Suedia, Islanda, aș putea să vorbesc minute în șir despre așa ceva, unde au primul lucru comparabil cu ce se întâmplă, cu ce se va întâmpla, să spunem mai corect, la Pecica, au început cu baza. Au început cu baza materială, după aceea antrenori. S-au apucat de pregătit antrenori care au făcut școli specializate. Au, acum, cel puțin islandezii, au o grămadă de antrenori cu licență UEFA, B sau A și așa mai departe. O grămadă de competiții pentru copii și juniori. Vin copii la fotbal masiv. Și atunci, automat, că numai au de avut acolo generație. Poți să, exact, să extragi jucători după aceea la națională. Și au făcut acele săli imense, care eu tot timpul am spus că în zona asta a Radului ar fi foarte excelentă. Bine, nu vorbim pe aici, că este o comunitate mică care nu cred că și-ar permite o asemenea, că este o investiție mare, dar Aradul, de exemplu, și-ar permite o sală dintre aceea uriașă cu tribune care să, în care poți să joci absolut pe orice vreme tot timpul anului. Vara când e foarte cald, iarna când e foarte frig. Nu, ajută, pur și simplu ajută fotbalul în tot complexul lui. Poate viitor, vom avea. Poate, și noi. Da, ar fi excelent. Văd, mulțumim pentru felicitări, văd că pe pagina de Facebook, aici unde
transmitem în direct, apar tot felul de comentarii, așteptăm și întrebări pentru domnul primar Petru Antal, care este aici alături de noi. Bun, despre fotbal am discutat. Să sperăm că Progresul Pecica va avea o comportare meritorie în Liga 3. Ne străduim. Și deja clubul a început să facă legitimări, adică să aducă noi jucători. Suntem în discuții cu vreo 5 jucători foarte buni. Sper ca până la sfârșitul săptămânii să se și materializeze. Suntem în discuții și cu un antrenor de portari foarte bun. Am înțeles că Dan Țapoș este unul dintre cei mai, după părerea, este doar părerea mea, cred că unul dintre cei mai valoroși din România la ora actuală. Dacă va accepta, este un câștig foarte mare pentru tot clubul, nu numai pentru echipa de senior. Noi sperăm să accepte și să avem un antrenor de portar. Chiar l-am văzut, dacă tot discutăm liber, l-am văzut la un antrenament de individualizare cu mai mulți fotbaliști care portari, da, foarte. Și frumos. Probabil că până la sfârșitul săptămânii vom ști și noile achiziții, după care va începe pregătirea fizică, tehnică, tactică și vom începe pe sfârșitul lunii august campionatul. Până atunci vom susține mai multe meciuri amicale, chiar sâmbătă vom avea un meci amical cu UTA la Arad. Da, chiar revin cu rugămintea pentru oficialii echipei, dar și a celorlalte discipline sportive din Pecica, despre care vom vorbi mai puțin mai târziu, ori să mă contacteze, ori să direct la grupul care, acela cu notul care o să fie Pecica Sport, să le prezentăm online, să publicăm programul amicalelor, să știe lumea ca să meargă. Chiar cunosc oameni care... Dacă cumva săptămâna asta nu o să fie publicată... Da. Săptămâna viitoare, nu contează, important să avem un început. Vreau să vă anunț că sâmbătă vom juca cu UTA Arad pe terenul de sindică la ora 11. Așa, deci meci amical, UTA Arad, Progresul Pecica, sâmbătă ora 11 la Arad, terenul din Sinicolaul Mic. Să sperăm că vor face o figură frumoasă. Cu siguranță. Să sperăm că și Speranța Turnu va reveni. Da. Adică va reveni la niște rezultate mai bune decât anul acesta. Ne vom strădui să-i susținem cel puțin, oricum financiar îi susținem, dar vrem să-i susținem și cu jucători tineri care au terminat junioratul și nu vor putea intra încă la Liga 3-a. Dar pentru că atâtea grupe trebuie să-i rodezi undeva pe acești jucători. Perspective ca să joace în Liga 4-a, după care să îi promovăm în Liga 3-a. Mai ales dacă Turnul va fi echipa de satelit a Progresului, atunci foarte ușor vom putea să facem aceste mișcări, aceste transferuri. Bun, vă propun să trecem mai departe la celelalte sporturi din Pecica, dar înainte de aceasta să discutăm puțin despre proiectul de suflet cu acele cursuri de not care au început de la zero, să spunem așa. Câțiva părinți vă spun pe scurt, câțiva părinți ne-am adunat și am zis ce facem, cum să-i ducem la not. Am zis ok, hai să facem rost de o mașină, stați mai întâi să vorbim la bazin, pentru că puțin o să vorbim acum despre not. Sper să fie cât mai mulți părinți sau doritori în fața calculatoarelor sau diferitelor dispozitive mobile sau să ne asculte. La ora actuală, după părerea mea, notul cred că este cel mai important sport pentru orice om. Adică, din punctul meu de vedere, ar trebui să existe un program guvernamental și nu cred că folosesc cuvinte mici, dar chiar vreau să dau exemplu. Adică orice om ar trebui să aibă posibilitatea încă de pe băncile școlii sau chiar mai jos să învețe să înoate. Este o cerință de bază ca și când ai învățat să citești și să scrii. Înotul este de bază, este cel mai complex sport. Nu o să mă pun eu acum să descriu, nu sunt de specialitate.
Și atunci România suferă enorm din acest punct de vedere. Vorbeam cu domnul, și o să-l menționez pe domnul profesor Martin Liptac, care și predă aici în Pecica ore de educație fizică și sport, care este unul dintre cei mai valoroși antrenori de școala gimnazială numărul 2. Este unul dintre cei mai valoroși antrenori de înot din România la ora actuală, are rezultate, medalii și așa mai departe. Acceptat, anul trecut am vorbit cu dumnealui, a acceptat să-i pregătească pe copiii din Pecica, chiar s-a bucurat că există, și atunci am zis hai să vedem. Și atunci am discutat noi doi cum facem, chiar nici nu știam de această posibilitate ca primăria din Pecica să ne ajute cu transportul, și atunci vă dezvălui ceva în premieră, eu n-am crezut, am zis ok, hai, poate umple un microbus 2, și atunci și domnul primar, domnul viceprimar Miodrag Stanoiov și cu mai câțiva pecicani, inclusiv Angel, pe care toată lumea știe cu acel grup celebru. Angel Popovici. Angel Popovici, da, cu grupul Ești din Pecica, dacă. A spus, zice, stai, știi că n-o să fie locuri câți o să vrea. N-am crezut și într-adevăr așa s-a întâmplat. Deci anul trecut a fost ceva fantastic. Peste 100 de copii din Pecica, turnul Sederhat și Peregu Mare, care au venit, culmea, a venit o doamnă, își aducea copiii la Pecica ca să meargă la not. Dar și din Arad au venit după aceea. De ce? Pentru că nu sunt poziții libere. Există echipe de polo, există foarte mulți oameni care învață să noate. Există sportivi de performanță care trebuie să antreneze. A fost foarte greu, inclusiv anul acesta, să obțină în poziție liberă la bazin. Din păcate, anul acesta locurile sunt limitate, dar acum vă spun acel anunț în premieră de care vorbeam astăzi. La seria a doua, ce va debuta săptămâna viitoare, vor avea prioritate de înscriere doar persoanele, adică doar copiii care nu au mai participat până acum sau nu au participat la seria întâi. Deci, după, dacă vor mai rămâne locuri libere, sunt 28-29 de locuri în funcție de părinții sositori, toate amănuntele le aveți în grupul Pecica în not, dacă vor mai rămâne locuri libere, se vor putea înscrie și copiii care acum sunt la seria întâi. Am discutat cu domnul primar despre această variantă, era singura pe care am găsit-o împreună, astfel încât cât mai mulți copii să aibă posibilitatea să învețe să noate. Nu putem să continuăm acest proiect, nu neapărat că primăria nu ar susține, l-ar susține, doar că bazinul acoperit delfinul de la Arad se închide pe perioada lunii august și efectiv n-ai unde să faci. Iar în timpul școlii sunt ore, sunt antrenamente, nu este loc. Și acum, practic, am făcut această introducere pentru că am discutat mult cu domnul primar despre not, care a avut un sport care a avut un succes fantastic, care chiar nu ne așteptam. Și a venit și o întrebare pe care chiar o așteptam. O să vă spun imediat, domnul Ferenc Eusebiu, care vine și din partea mea și din partea multor pecicani, vine această întrebare, pe când un bazin de not la Pecica. Da, acum o să fac chiar și cu asta am încheiat o singură paranteză. Am discutat cu domnul profesor Liptac despre acest aspect și dumnealui îl așteaptă foarte mult. Dumnealui este foarte, cum l-am văzut, este foarte atașat de Pecica și de copiii din Pecica. Și vorbea de un, și am căutat pe internet, l-am găsit la Turda, s-a făcut un bazin didactic, foarte simplu, cu costuri minime, care este acoperit, are un acoperiș sub formă de arc de cerc, așa ca un sistem vagon. Da. Spunea că e o investiție, spunea că o să vă caute să discutați despre acest aspect. Vă rog frumos, dacă puteți dezvolta această idee, sunt convins că foarte multă lume din Pecica, bine, s-a vorbit de ștrandul, eu zic să nu discutăm acum, pentru momentan că este o investiție uriașă și o comunitate ca și Pecica, vă spun sigur că nu își permite așa ceva deocamdată, dar un bazin de not putem visa la el și o să ne spună domnul primar despre ce e vorba. Noi am depus anul trecut o cerere către Compania Națională de Investiții, către CNI, pentru finanțarea unui bazin de not acoperit. Ceva Compania Națională de Investiții, da, cea care acordă fondurile. Da. Așa. Asemănător cu bazinul ce s-a construit nu de mult în Arad, lângă podul de lângă Mureș, de lângă Subcetate, lângă, da, Cartierul Subcetate.
Am primit un răspuns că suntem incluși în lista de preselecție. De atunci încă se face selecția acelor localități. Ne-au cerut încă mai multe informații. Am depus toate actele care ne-au fost cerute de CNI și așteptăm să se aprobe această investiție. Dacă se aprobă, această investiție va fi realizată lângă școala nouă. Avem sala mare de sport, terenul sintetic, școala care toate este în construcție. Și în spatele școlii noi avem o suprafață de aproape 4 hectare, care este a primăriei, a orașului, și acolo am propus această investiție. Este loc și pentru parcare, mai ales că avem deja baze sportive construite și care funcționează. Vom avea școala nouă care va funcționa pentru clasele 1-8 acolo și, așa cum a spus și dumneavoastră, am putea să introducem în programul școlar la orele de educație fizică, pe lângă handbal și basket ce se practică în general la Pecica, să se facă și acest înot, ore de înot pentru copiii care au ore de educație fizică, iar după masa, după ce se termină cursurile școlare, să se poată folosi pentru aceste antrenamente sau cursuri, da, cum facem noi acum și mergem la rad, și seara, de ce nu, și pentru adulții care doresc să înoate. Și cred că dacă realizăm această investiție, va fi una dintre cele mai importante investiții. Exact, ar fi pentru foarte toți, important, și pentru copii și automat, pentru părinți. Ca și oraș, oraș mic, oraș important, al doilea ca mărime din județul Arad, să ai o așa infrastructură sportivă, terenuri de handbal, de basket, de fotbal, ce ați spus, vine și bazinul de înot care s-ar folosi toată lumea de el. Adică merge copilul, știi că merge copilul, nu face doar acea simplă educație fizică care o știm cu toții, automat când știi că face o oră de înot, care e un sport, repet, un sport fantastic, care obligatoriu ajută. Mult mai ușor să se deplaseze antrenorul la Pecica decât să se deplaseze 30 și ceva de copii în fiecare zi. Automat, da. Automat. Putem să-l atragem să... Plus, se mute, nu mai spunem, la echipele sportive la ar fi posibilitate de recuperare, așa posibilitate este, de antrenamente, de ce nu? Un bazin ajută foarte mult o comunitate. Dacă îmi permiteți, aici haideți să trecem un pic chiar în sfera politicii, pentru că o să dau un exemplu. Eu zic că la sport, chiar nu, când vorbim de sport, pur și simplu nu trebuie să ne intereseze de ce culoare politică este un anume politician, dacă acela ajută sportul. O să dau un exemplu care, chiar dacă a fost și criticat și lăudat, un exemplu cu acele săli de sport ce s-au construit în România. 2004? Habar n-am cine, vă spun în modul cel mai sincer, habar n-am cine a demarat proiectul, cine s-a ocupat, cine a suportat. A fost un proiect bun, chiar dacă în unele localități au făcut nu știu ce fel de săli și așa mai departe, dar uite că sunt unele săli care ajută și astăzi, sunt în picioare. Cum este la Pecica? Pecica are două săli de sport, una chiar care... Uite, vă dau acum ca să discutăm și de basket, care și basketul are o tradiție foarte frumoasă la Pecica, putem exemplifica și cu nume de mari sportivi și mari antrenori care cu rezultate fantastice în România, care sunt din Pecica. Când am intrat în sală și am văzut ce panouri sunt, păi acum 15-20 de ani nici polivalenta din Arad nu avea, tot ne gândeam, mamă, ce panouri au unii și alții de aceea scumpe. Uite, Pecica are acum panouri moderne de basket, are condiții, se pot face antrenamente, se pot juca vestiare, meciuri, vestiare, apocal, tot ce ai nevoie, parcare, tot. Toate condițiile. Acel program guvernamental, a fost programul guvernamental sau da? Ok? Din punctul meu de vedere, repet, habar n-am, nici nu știu ce partid, ce politicien sau cine l-a făcut. A funcționat, a fost foarte bun. În orice program dintre acesta major, care implică foarte multe investiții, foarte multe localități, foarte multe săli, e logic să apară și probleme și sincope și așa mai departe. Logic. Dar un asemenea program, părerea mea că un partid, o alianță, care ar face un program dedicat înotului, prin construcția de bazine didactice, bazine simple, nu trebuie să facă ceva exagerat de scump sau să facă bazine olimpice. Nu ai nevoie. Bazine simple.
ar trebui, ar fi nu neapărat, și, și politicul poate ajuta, bineînțeles că trebuie să fie un sprijin politic. Absolut. Din partea celor care conduc țara, dar cred că mai mult contează să fie un ministru bun. Care da, ați spus punctul tăi. Din păcate aici acum, am suferit în ultimii ani. Exact. Ministerul Dezvoltării finanțează astfel de investiții. Acel ministru trebuie deci, să Ministerul Dezvoltării finanțează de câțiva ani da. Astfel de investiții, iar dacă acel ministru își pune așa, își face o ambiție că va construi în fiecare județ cel puțin o sală, un bazin de nos, sau eu știu ce investiție, și acel proiect este finanțat și susținut de partidele sau partidul care este la, la guvernament, se poate realiza foarte ușor. În Ungaria, în ultimii ani, au investit în baze sportive, în domeniul fotbalului. Da. Au făcut în fiecare județ cel puțin două sau trei stadioane. Dar stadioane, adică de la 15.000 de spectatori în sus, adică cel mai mic nivel este puțin peste stadionul de la UTA care se construiește. Atunci să nu ne mirăm că vor apărea rezultate bune. Sigur. La toate și investesc masiv în aceste baze sportive. Au investit acum 5 ani în bazin de not. În Ungaria, în fiecare localitate, există un bazin de not, indiferent cât e de mică localitatea. Că plecăm de la Bătania până la Budapesta, în fiecare localitate există cât un bazin de not. Acum, dumneavoastră este de specialitate de sport și nu este secret, dar pentru cei care ne urmăresc, să spunem că la un nivel de oraș ca și Aradul, Pecica sau Ineu și așa mai departe, Sebiș, să le menționez pe cele Lipova, Curtici, le pot menționa pe toate din județul Arad fără probleme și vorbesc mai de orașe, nu și de comune cu mulți locuitori. Păi, la nivel de municipiu Arad, să tu să ai câte trei bazine și încă vreo câteva private, nu e puțin, e infim. Deci un oraș ca și Pecica, chiar două bazine fără probleme s-ar folosi de ele. La Arad ar trebui să fie 15 bazine pe puțin, adică fiecare cartier să aibă. Este finanțarea investiției. Exact. Un bazin de not la nivelul cum s-a construit lângă podul de lângă Mureș, din cartierul sub cetate din Arad, costă câteva milioane de euro. Localitatea noastră nu are cum. Nu avem de logic. Unde. Iar să luăm credit ca să construim un bazin de nou și să nu avem încă străzile asfaltate, avem sate în unde nu avem apă, canalizare, ar fi anormal. Ar fi sinucidere financiară, în primul rând, și politică, în al doilea rând. După care trebuie să ne gândim din ce bani, dacă investim așa de mult și creditul trebuie să-l dai înapoi, sau ne oprim din alte cheltuieli vreo 3 ani de zile, nu mai cheltuim niciun leu și construim acel bazin, trebuie să ne gândim din ce bani o să susținem, întreținem acel bazin de not. Trebuie să facem niște calcule foarte precise ca cei care vor folosi acel bazin. Da. Trebuie să plătească un bilet de intrare din acei bani. Noi trebuie să întreținem, să susținem. Acolo trebuie să avem angajați. Are cheltuieli mari un bazin. Degeaba ne aduce cineva, ne pune pe tavă un bazin dacă noi nu facem un calcul foarte bine pus la punct pentru susținerea cheltuielilor după aceea. Că vor fi cheltuieli foarte mari. Da. Și multe alte lucruri pe care un manager bun trebuie să țină cont înainte Absolut. Să facă astfel de investiție. Acea investiție trebuie să fie rentabilă, să se autosustină, că altfel... Sigur, sau cel puțin o mare parte. Și dacă vine Consiliul Local cu o mică subvenție în fiecare lună pentru întreținerea bazei sportive, dar o parte din venituri trebuie să se regăsească pentru acea susținere a cheltuielilor. Vești bune, practic perspective există să avem un bazin la Pecica, atunci clar că nu va mai fi între ghilimele, nebunia care există acum la cursurile acestea de not, eu mă bucur că toată lumea vrea, sper să reușim să satisfacem toate doleanțele părinților, astfel încât cât mai mulți copii să meargă și anul acesta în not și e chiar frumos, am văzut și copiilor le place foarte mult, foarte mult, efectiv, și au învățat de la zero foarte mult să note și astăzi... Unde să înveți mediul rural să noți? Că n-ai cum. Și plus că ai noștri de la Pecica pentru ei sunt un pic mai rentabili decât cei din Arad. Dacă dau acum un exemplu, dacă mă gândesc, dacă aș locui în Vlaicu, să zic, și aș vrea să-mi duc copilul la not,
Eu aș pierde vreo două ore, jumătate de oră pe drum, o oră la antrenament, încă jumătate de oră înapoi. Și aș sta acolo, n-aș veni... Sigur. Pe când aici la Pecica foarte simplu, a venit la microbus și a plecat. Sigur, sigur. Sau poate să se meargă direct de la școală la bazinul de not și a făcut ora de educație fizică și își continuă mai departe cursurile. Și după masă aș poate face altă activitate sportivă sau orice fel. Acum, dacă tot am discutat despre aceste investiții, haideți să trecem și la celelalte sporturi, pentru că de aceea am vrut să menționez bazinul de not, pentru că de el se pot folosi și basketbaliștii și handbaliștii. Toată lumea, inclusiv adulții, am văzut cursuri de mai puțin, not pentru adulți. Mai puțin șahiști. Da. De ce nu și șahiști? Da, putem să-i chem și pe... Exact. A fost o glumă. Deci, practic, acum... În Pecica, la ora actuală, se practică mai multe sporturi pe lângă fotbal, sportul rege. O să vă rog să ne menționați pe scurt. Ramurile sportive. De ramurile, da, știm de basket, clubul Valbon Pecica, are o ramură care un club foarte important în Arad, de fapt, cred că cel mai important putem spune. Și condus de o pecicană. O pecicană, exact. Fost basketbalistă, da. Valeria Bondor, care s-a ambiționat și a făcut acest club și la Pecica. Ea a deja înființat de mai mulți ani clubul Valbon la Arad, activat deja în diferite campionate de copii și juniori. Și după o discuție pe care am purtat-o acum câțiva ani cu dânsa, am reușit să o conving să facă o secție și la Pecica și funcționează deci foarte bine. Deci dumneavoastră sunteți cel din spatele... Da, da. Mai ales că basketul are o istorie destul de veche, undeva prin anii 60, când profesorul Vânci, care era profesorul de educație fizică la școala gimnazială, atunci era liceul numărul 2 din Pecica, și profesorul Cocic Matei, ei doi au pornit basketul în Pecica și în acea perioadă de la Pecica au plecat foarte mulți sportivi chiar la lotul național și Valeria Bondor, care este antrenoarea echipei noastre de basket, de aici a pornit, de la Pecica. A fost la liceu la Pecica și a făcut la educație fizică și sport basket. Între timp, școala a făcut și o echipă pe care am scris-o într-un campionat județean sau regional, cred că, așa mi-aduc aminte, și după care a fost văzută de echipele mari și au promovat-o și a ajuns chiar la nivel național să joace în Liga 1. Deci basketul consider eu că este o ramură foarte importantă, mai ales că acum avem și doi pecicani care se ocupă pe lângă Valeria Bondor, este vorba despre Monica Velici, care a jucat și ea basket în tinerețe, și Edi Simon, care a fost fotbalist, dar între timp s-a îndrăgostit de basket și se pricepe amândoi și o ajută pe doamna Valeria, chiar de multe ori când nu poate să vină, susțin ei doi antrenamentele. Și l-aș menționa pe domnul profesor Vânci, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai importanți antrenori pe care i-a avut Arad în ultimii 40 de ani. Aradul este un punct important pe harta basketului românesc. Aduc aminte de titlurile câștigate de ICIM Arad, de BC Arad și de Vest Petrom. Domnul Vânci este practic creatorul acelei generații de aur a basketului feminin arădean, după care s-a dus la Timișoara și a făcut și acolo o generație de aur ca să arate ce mai bine din când în când și la Pecica, mă mai întâlnesc cu dânsul, chiar mă vizitează și la primărie și purtăm discuții, dar este... Un om pasionat. Da, și este pasionat. Foarte, foarte bucuros că la Pecica s-a reînființat secția de basket. Și să menționăm și handbalul, clubul Beldiman, care... Chiar am fost la prima oră când au început antrenamentele cu copii, am fost efectiv șocat, am numărat 75 sau 76 de copii, am rămas efectiv interzis, nu m-a venit să cred câți au venit și practic efectiv s-au dus în școli și au făcut reclamă cei doi antrenori, soții Beldiman, care... Ghiță Beldiman a fost un handbalist foarte important al Aradului, după care arbitru, observator și mai departe, un om implicat care trăiește pentru handbal. Amândoi au jucat și handbal.
ce vreau să vă menționez, care iarăși se leagă de politic și de investiții. Ei, au avut condiții să facă handbal, au venit copii, au descoperit un handbalist cu un fizic impresionant, talentat, cu talent, se vedea talentul, adică talentat, care îi plăcea foarte mult handbal, îmi cer scuze, chiar nu știu unde joacă, cum joacă, dacă mai joacă, dar l-am văzut ulterior că am discutat cu Ghiț, a zis, no, uite, am găsit, că e mare lucru dintr-o comunitate mică care nu are șansa nu au șansa copiii să facă un sport, dintr-o dată au șansa, uite că descoperi un talent unde nu te aștepți. Așa este. Și dacă ai această bază materială, rezultatele și sportivii de valoare pot apărea. Dau acum, trec de la handbal la basket și viceversa. Acum vreo 15 ani am văzut un copil într-unul din satele județului, cu o înălțime peste medie, fizic foarte bun pentru basket, care îi plăcea, ce să vă spun, și arunca la coș pe unde apuca. Am discutat cu domnul profesor David azi, spunea, vino, adul la antrenament, rapid, fă cumva adul. Ce să vă spun, cea mai mare problemă a fost transportul. Nu exista, efectiv nu am găsit variante să îl aducem la antrenament. Evident că acel copil... Trebuia să mutați la Arad. Evident, să nu locuiască la Arad, era să facă tânăr, școala avea... la Arad. Nu s-a putut. Asta nu este. S-a putut, din păcate, și așa mii de copii sau mii de copii talentați la un anume sport s-au pierdut. Ei, uite că cu aceste investiții, să sperăm că la Pecica... Nu mai trebuie să facă naveta copilul, da, sau copiii, da, vin antrenorii la Pecica, exact, la Pecica și să sperăm că o să avem în viitor câțiva sportivi de valoare. Bun, putem să-l ducem la un club mai mare. La fotbal sunt perspective, la basket, la handbal. Vă rog să ne spuneți și despre celelalte sporturi, da, care se practică. Despre handbal vreau să vă amintesc că și handbalul a fost un sport foarte cunoscut la Pecica. Undeva a început în anii 60-70. Am avut sportivi chiar foarte buni. Au jucat într-un campionat județean și întotdeauna s-au clasat pe primele locuri, au fost chiar și campioni și au jucat și de mai multe ori baraj de promovare. Antrenor a fost profesorul Popețiu, care a fost și profesor de sport în acea vreme la Pecica, la liceu. Probabil că majoritatea pecicanilor cunosc soții Popețiu, ambii au fost profesori de sport. El s-a ocupat, dar... foarte mult a fost susținut de domnul Sabău Gheorghe, care pe acea vreme era președintele cooperativei de consum și avea posibilitate de susținere a echipei, iar undeva după Revoluție echipa s-a desființat din mai multe motive, în principal susținerea financiară nu s-a mai putut realiza. Au fost realiza. Acei ani negri 90 care au afectat foarte mult sportul. Nu au mai funcționat ca și înainte de, da, 89, nu mai aparțin de statul român, ci au fost privatizate sau au devenit acționari acolo și nu s-a mai putut finanța acest club sportiv de handbal și s-a desființat. Iar noi am încercat prin mai mulți antrenori să reînființăm acest club. Norocul nostru că l-am întâlnit pe George Beldiman, care a fost foarte deschis și foarte pasionat de handbal. Bineînțeles, și el și soția dânsului și au acceptat o nouă provocare să facă un club la Pecica. Am făcut așa cum ai spus. Au încercat, cred că și la Lipova, nu știu ce au, știu că și acolo parcă. Au încercat, dar e bine. Dar e bine, pentru că mergi peste, vedeți, la fotbal la un moment dat, ce să spunem, aveam doar câteva locuri, ei acum peste tot. Peste toată lumea încearcă. Și facem antrenamente săptămânal cu copii, avem în jur de 30 de copii care activează la această ramură sportivă și deja avem perspective și competiții, că am văzut pe pagina lor de Facebook. Să ne înscriem la o competiție mai mare, nu mai cea județeană, și să facem și o echipă de seniori. Și doar în Pecica? În Pecica. Super. Să fie clubul de handbal a pecicanilor,
la nivel de seniori. Mă, n-avem tribune la sală. O să facem și tribune. Acum vreau să mă provocați să mai divulg un secret. Vă rog. Avem de gând să construim și niște tribune. Nu știu dacă vă aduceți aminte cum arată sala mare de sport. Vestiarele sunt mai jos și sala e o construcție metalică mai mare. Da. Și între înălțimea sălii și vestiare există un loc de undeva de 5 metri înălțime, un loc gol, și deasupra vestiarelor să construim o tribună acoperită cu intrare de afară, nu din sală, și acolo să poată viziona meciurile spectatorii. Părinții copilor, că avem foarte multe competiții, iar părinții sunt undeva între linia de margine și perete, o distanță de vreo un metru. Apropo, ați urmărit meciuri din Liga 1 a României? Ați văzut, de exemplu, Turda, Odorhei, păcat că acum am înțeles că iarăși vor să facă din nou, chiar și la Sighișoara. În comunitățile acestea mici, echipele acelea beneficiază de o susținere fantastică din partea spectatorilor. Sălile sunt pline, lumea se simte spectacol, bine, spectacol, lumea se simte bine, vine la meci, vine la handbal, vine la basket. Chiar și la hockey. Exact. Sunt exact. Localități care investesc în hockey. Da, perspective frumoase. Vă rog, deci continuați. Avem de gând și cu handbalul să facem investiții și, bineînțeles, să promovăm și echipele. Mulțumesc dacă mai apar întrebările aici. Nici o problemă. Iar legat de celelalte ramuri sportive, vreau să vă amintesc că mai avem câteva ramuri sportive și neapărat vreau să amintesc și de ei, să nu se supere nimeni. Evident, chiar avem un club de judo, un club important, deja are o vechime de mai mult de 10 ani. Este susținut și condus de fost judocan Arpad Nogi, care cu fiul său și cu mai doi antrenori susțin această activitate la Pecica. Au fost momente când am avut și 80 de copii înscriși la judo. Dar acum, super, dacă nu mă înșel, sunt undeva la 40-50 de copii care vin la antrenamente, dintre care în jur de 15 care sunt înscriși la diferite campionate. Am avut și campion național, am avut pecicani care au participat la campionatul european și au luat medalii. Deci, eu zic că în 10 ani am reușit să facem dintr-un sport nou, super, la Pecica, care niciodată nu a fost prezent, acest sport, judoul, am reușit să facem chiar de performanță. Merg în campionate, au fost la campionate europene, deci de apreciat. Campionate naționale. Orice sport are frumusețea lui, dar vedeți, judo, artele marțiale în general, dezvoltă foarte multe lucruri și, pe care alte sporturi nu reușesc. Și spre norocul nostru că avem o sală de sport, sala mică de lângă piață, da, unde acea sală este chiar potrivită pentru astfel de sporturi. Acolo activează cluburile de judo, de karate, avem două secții de karate, avem gimnastică și șacul acolo funcționează. Deci profităm de fiecare investiție în domeniul sportului ca să fie fiecare investiție să fie exploatată la maxim pentru copiii noștri, în special pentru copii. Avem și adulți, de exemplu, gimnastica sau Kango Jumbo, avem mai mulți adulți, dar după orele când și se termină să facă antrenamentele sport, pentru copii, lăsăm și pe adulți să folosească aceste săli. Da, uitați, acum chiar acum mi-a venit o idee că discutam de este la modă să mergi la săli de fitness. Există vreo dorință pentru viitor de a înființa o asemenea sală? Chiar acum suntem în discuții cu un antrenor de fitness care dorește să facă să aducă un club, funcționează deja la Arad, dar vrea să facă și la Pecica. Deja am văzut, a fost postat deja anunțul pe Facebook și avem foarte mulți doritori care doresc să se înscrie și probabil că în cel mai scurt timp va porni și acest sport pentru, probabil pentru femei, și pentru bărbați, dar în special pentru femei. Am văzut sunt că foarte mulți 70% care doresc din cei care practică acest sport sunt femei. Da. Văd că domnul Pilan Cristian de la Progresul Pecica, un om care foarte implicat și pasionat de fotbal, văd că ne-a și trecut aici. Managerul clubului Progresul. Da, ne-a trecut aici în
la postare programul meciurilor amicale. O să luăm, mulțumim, o să iau frumos legătura cu dumnealui să-l postăm programul. Sigur. În grupul Peșca, da, facem în Peșca Sport să poată oamenii să meargă la meciuri. Cred că am avut o discuție interesantă pentru astăzi. Să nu uit și de clubul de șac, da, vă rog, care activează de ceva timp. Scuze. L-avem pe cei doi antrenori, pe Socula Dalimir și Gheorghiu Gabriel, care conduc acest club. Și Sportul Minții. Exact. Foarte interesant. Avem în jur de 40 de copii înscriși la această ramură sportivă și merg foarte des, aproape chiar lunar, la diferite competiții. Au fost chiar și în Ungaria deja și în Serbia. Super. Și sunt convins că va funcționa această ramură sportivă foarte mulți ani la Peșca. Am văzut, sunt foarte mulți doritori, chiar și adulți. Am mai făcut și campionate cu adulți și cu angajații primăriei și am văzut foarte mulți doritori. Și am văzut foarte mulți care știu să joace așa și chiar bine. Și foarte mult contează că avem mare oameni deștepți la Peșca. Cel care știe să joace șac sau știe să joace foarte bine, înseamnă că este un om deștept. Și nu în ultimul rând vreau să amintesc de clubul de ciclism, care activează de vreo 8-10 ani. Este condus de Doru Petrișor. Are deja doi băieți care au crescut mari când a început să activeze în club. Cel mai mic copil avea vreo 10 ani, poate niciodată 8 ani. Și acum are 20 de ani și a fost campion național. Super! Este un sport greu. Am văzut, depun eforturi supraomenești și pe ploaie, și pe vânt, și pe soare, și pe zăpadă. Fac antrenamente. Dar și pe această cale vreau să-i felicit pe acești sincere oameni felicită. Și mai ales familia Petișor, care a depus eforturi supraomenești de multe ori pentru a susține acest sport. Așa prea ce aici acest sport, pentru că uitați, chiar când în 2010, când m-am mutat eu la Peci ca fiind vinitură, am învățat și acest... Nou venit, mai bine, mai bine, am mai frumos. Termenul da. Local. Foarte multă lume folosește bicicleta pentru deplasare. Sunt și piste de biciclete în condiții foarte bune. Am înțeles că vor mai fi, ați spus, nu? Da, construim piste pentru bicicliști undeva la vreo 3 km. Vom lega chiar 5. Vom lega toate zonele orașului. Vom veni de pe drumul național, pe strada 3, vom ajunge până în centru, în centru până la Juncanu deja există o pistă, vom avea pe drumul național pe tot tronsonul, momentan avem de la podul Crișului până la sensul giratoriu, care e legat cu strada 2, dar vom continua până la ieșire din Peșca, vom avea de la blocurile Iril pe 112 și pe 113 vine până în centru, care va lega deja pista din centru, iar 112 va lega strada 3, care va avea și acea stradă pistă de biciclete, cu drumul național până la Biserica Nouă. Și mai facem pe o stradă, o pistă pe strada 101, care leagă liceul, strada 2, până pe drumul național pentru copii, ca să poată circula mult mai ușor. Super. Deci dacă o să vedeți harta orașului, o să fie toată localitatea înconjurată cu piste de biciclete. Și plus, o amintesc pe cea de pe Dolmă, dacă spun corect. Am văzut, e asfaltat, da. Am văzut foarte multă lume cu bicicletele, merge prin pădure, merge pe malul Mureșului până la Bezdin, da, și chiar și mai departe. Există deja acolo un tronson pe digul de protecție, pe partea cealaltă a Mureșului. Cu aceste condiții asigurate, practic, mai trebuie doar peșcanii să-și dorească să facă sport. Sunt atâtea variante, acum le-am prezentat în această seară. Vom continua aceste discuții odată ce va începe și campionatul de fotbal. Domnule primar, dacă doriți să mai adăugați sau să transmiteți ceva celor care ne-au urmărit. Da, eu, după cum a zis și dumneavoastră, piața și majoritatea oamenilor au observat, susțin orice ramură sportivă. Eu am și jucat fotbal și am făcut sport în tinerețe. Între timp am devenit și profesor de educație fizică și sport. Voi susțin în continuare acest sport, dar vreau să spun tuturor că acești
tineri, acești jucători, acești fotbaliști sau orice ramură sportivă, trebuie să fie susținută și de spectatori. Iar dacă oamenii nu vin la meciuri, vă dați seama, Liga 3, la... dacă vom avea doar 50 de spectatori, nu cred. Și jucătorii vor juca demoralizați. Dar stați puțin, am văzut la un, între ghilimele, banal, să nu, nu vă rog frumos să nu se supere pe mine oficialii sau jucătorii de la clubul Progresul Pecica. La un meci simplu de campionat, eu cred că media a fost pe 200-300 au fost. 200, am văzut, cam 200. Așa, am văzut tribuna... Mai ales la meciul de baraj de acasă am avut în jur de 800-1000 de spectatori. Și mai ales dacă o să realizați acele investiții cu tribuna acoperită și așa mai departe, oamenii vor veni la fotbal. Orele de disputare sunt ok, vor veni. Și vor veni și la celelalte sporturi, o să vedeți. De aceea chiar vreau să rog pecicanii și nu numai, toți care iubesc acest sport și fotbalul, dar și celelalte ramuri sportive, să vină în număr cât mai mare, să fie spectator, să susțină echipa noastră, echipele noastre, și probabil că acel număr mare de spectatori va da și o putere mai mare echipei noastre să câștige. Va trebui să îmi fac autocritica. Chiar îmi pare rău, uite, Am uitat amândoi de un sport foarte important la Pecica, care și regretatul meu tată l-a practicat. Un sport pe care eu nu am mai avut ocazia să-l practic, deși sunt autorizat, radioamatorismul. Da. Sunt radioamator. Da, așa este. Este un sport mai puțin cunoscut. E greu, acum nu o să explicăm acum de ce este radioamatorismul un sport. Pecica are o tradiție foarte, foarte importantă la aici, în domeniul radioamatorismului. O să-l menționez pe un regretatul domnul profesor Ban Bela, care l-am cunoscut personal încă de mic copil până, din păcate, ne-a părăsit. A fost un om extraordinar de pasionat de acest sport. A creat aici, în Pecica, un club separat încă din anii comunismului. Așa este. A reușit acest lucru cu indicativ propriu, fiecare club are un indicativ propriu specific, iar tradiția a fost continuată și în fiecare an există o întâlnire a radioamatorilor luna la Pecica. Da? Anul acesta am organizat a 15-a oară acest concurs mare internațional. Nu o să mă ierte acum radioamatorii, mai ales că sunt și eu radioamator. Bine, n-am mai activat, că n-am bine, putut, bine n-am că avut timp. Ți-ai dus aminte și am uitat, pur și simplu. Avem în jur de 30 de radioamatori care activează și cu ei împreună organizăm în fiecare an acest concurs de radioamatori în luna mai. Și o să încerc să revin să îmi reiau activitatea. Da, și este un sport interesant. Are frumusețea lui, să știți. Și chiar important. Da, pentru că condițiile competiționale diferă total de orice alt sport din lume. Ca să participi la o competiție trebuie să ai aparatură în primul rând și trebuie cel mai bine să te se mergi pe un vârf înalt ca să poți realiza regeturi. Și chiar la ediția de anul acesta am avut o discuție cu un radioamator care este un radioamator foarte activ și mi-a povestit că în cazuri de război, de cutremur, de calamități, ce se poate întâmpla când toate rețelele de telefonie cad, toate rețelele de telecomunicații, nu se poate anunța pe nimeni. Doar radioamatorii. Exact, doar acest sistem rămâne funcțional. De aceea eu sper că la Pecica să vă dau să rămână acest sport pe care l-am trăit în personal în anii evenimentelor din 1989, chiar dacă presa nu a făcut publică, chit că presa a luat un avânt fantastic în anii 90, deși chit că radioamatorii nu sunt genul de oameni care să se laude sau să iasă în față sau să se laude cu ceea ce fac, au făcut-o din pasiune. Radioamatorii sunt cei care au dirijat convoile de ajutoare care au trecut și prin Pecica
și au luat, exact, și au luat legătura cu în țară, cu tot felul de instituții care aveau stații și așa mai departe. Radioamatorii, practic, au fost un punct extraordinar de important în acea perioadă, pentru că prin ajutorul lor se comunicau. Atunci când nu exista internet, nu existau, nu mai zic telefoane mobile deloc, telefoanele fixe funcționau sau nu funcționau, cine își aduce aminte de acele zile negre, să știți că radioamatorii, în special cei din partea de vest a României, nu numai din Arad, Pecea și Timișoara, așa mai departe, cu aparatura lor proprie, au avut foarte multe nopți nedormite și au ajutat, practic, populația, chiar dacă n-au fost vizibili și lumea n-a știut. Ca o paranteză, și să nu uiți ideea mai departe, în 1989, în 24 decembrie, când încă se trăgea, da, în majoritatea orașelor unde a izbucnit Revoluția, regretatul profesor Van Adalbert, Bela Baci, cum ziceam noi, a luat legătura prin undele radio cu o mașină a unor belgieni care au intrat în România prin Vama Nădlac și se trăgea la Nădlac, n-au putut să se oprească la Nădlac, au vrut să lase ajutoarele acolo și au continuat deplasarea. Și undeva în apropiere de Pecica, undele s-au întâlnit și au luat legătura în limba, probabil limba engleză sau limba franceză. Domnul Bela vorbea engleză. Și domnul Bela i-a dirijat la Pecica. Și așa am reușit să-i cunoaștem pe cei din Woluwe-Saint-Pierre, un cartier din capitala Belgiei, din Bruxelles. Și de atunci am rămas prieteni, ne-am și înfrățit cu ei și legăturile de 29 de ani, aproape 30, super, încă există. Cred că lumea nici nu știa. Și din simplu motiv că în acel moment domnul Bela a făcut o legătură radio. Exact, erau, și a avut atunci, căștile pe urechi. Atunci erau și radioamatorii din Ineu, din Arad, Lipova, toți care erau atunci activi, toți, absolut, au stat non-stop cu stațiile pornite și au ajutat enorm. Așa este. Așa că, o paranteză, mi-aduc aminte cea mai importantă legătură care tatăl meu a făcut-o, a discutat cu un, era în curte, chiar la Pecica a făcut-o, dar nu știu, acum nu cunosc zona aici pe o stradă unde era o antenă, într-o curte aveau ei radioamatorii un loc unde aveau aparatura, da. Au făcut o legătură cu cineva din Antarctida, din Antarctica, erau minus 40 de grade cer senin, știți că se comunică era de radioamatori, bună ce... la atunci. Da, minus 40. Vorbeau, eram șocat de cum puteau să vorbească, bine, acum la tehnologia de acum vorbești cu oricine și din spațiu, dar atunci, pe vremea aceea, să discuți de la Pecica, dintr-o încăpere normală cu cineva care e la mii de kilometri distanță pe un continent puțin locuit, a fost ceva fantastic. Așa este. Da. Deci este un sport important. Da, deci practic la sport. Vom susține în continuare. Avem o... o plajă largă de sporturi. Avem peste 30 de sportivi amatori, cum s-ar spune. Dintre care și eu. Sunteți radioamatori? Da. Super. De vreo 7 ani. Super. Un sport frumos. Mulțumesc. Și rezistă în ciuda tehnologiei aceasta digitale, care practic acum vorbești cu oricine de oriunde se află pe planetă, destul o legătură să aibă un acces la internet. Ei, dar când nu ai nici internet, poate n-ai nici curent, așa cum este. Comunici. Și atunci apelezi la clasicul. Radioamatorii în rolul principal, da. Doamnelor și domnilor, cam aceasta a fost discuția noastră de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Nu uitați, pentru toate informațiile despre sportul din Pecica, intrați în grupul de Facebook, acum se numește Pecica în Not, îl vom schimba în Pecica Sport, unde în perioada următoare o să publicăm
cât mai multe informații despre sporturile din Pecica, despre unde se pot practica, cu cine trebuie lua legătura. Programul o să iau legătura și cu domnul Cristian Pilan să ne dea programul amicalelor pe care Progresul Pecica le va desfășura în perioada următoare, sau amănunte despre pregătiri și așa mai departe. Ne vom reîntâlni probabil la sfârșitul verii, la începutul toamnei, când va începe și campionatul. Stați aproape de sportul pescan, faceți mișcare, nu vă face niciun rău, este cel mai sănătos. Aveți unde, există unde în Pecica, există și mă bucur că există și am văzut, uitați, chiar n-am menționat, dar o să menționez acum la final, există maidane, încă sunt copii care se joacă fotbal sau diferite sporturi pe stradă, un lucru fantastic. E fantastic, nu, înainte era normal, acum putem să spunem că e chiar fantastic. Faceți sport, aveți piste, vor fi, uitați, piste de biciclete, viitorul sună bine, din ce ne spune domnul primar, și vă așteptăm online și la edițiile viitoare. Colega din studio, Beatrice Moțiu, spune că vă așteaptă mâine la emisiunea Cetatea Culturală, să fiți aici la, pe radio Zestrea Pecica, online deocamdată. Acestea fiind spuse, vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm la ediția următoare. O seară plăcută! Mulțumesc pentru invitație, o seară plăcută tuturor! La revedere!